fraților. Sunt chiar aici în Timișoara, pe piața Timbuvița. Mă duc și aici să vă arăt. Depoul de tramvai acolo. Aici sunt tramvaiele și numerele. Să vă zic despre ce va fi vorba azi. Linia tramvaiului 3, care e desființată, practic. Am mers aici, în continuare, unde o să intre tramvaiele în depou, să vă arăt porțiunile în care mai funcționează. No, și acolo e depoul de tramvaie. Știu că se vede. S-o groază. Sincer, nu știu dacă mai este altul. Dar nu. Strada Marmureș. Strada Ardealul. Mai merg liniile paralel? Da. Aici cred că a fost o stație. Baba Novac. Acum vedem. Da, sunt pe partea cealaltă. Aici e depoul. De aici a venit tramvaiele. Și până aici au fost. Se poate vedea acolo că și liniile continuau aici. O linie, a doua linie. Interesant. Și aia au mers până acolo. Până acolo în față. Aici se poate vedea că ia, interesant. Unul a mers cum a fost aici. Deci vine aici. Deci a mers acolo. Încolo. Și altul aici. Să vine de acolo încoală. Gătate în final. Așa rapid. Interesant că eu aici am mai fost anul trecut. M-a fost așa de lud că am înregistrat în maghiară. Nu știu și maghiară. Și nu. Asta e linia acolo. Acolo mai re. Chiar în față. Da, suntem la podul ăsta. Pasajul feroviar. Aici a trecut tramvaiul. Aici se poate vedea deja. Nu prea se vede mare lucru. Că deja e refăcut. Fai de capul meu. Data trecută nici nu știu dacă a fost asta aici. Aici. Acolo a trecut. Aici așa. Și ăla acolo. Aici se mai văd și unde a trecut cablu. Și interesant, uite aici, acolo a mers. Și partea aia alaltă, chiar acolo. Sper că arăt bine. Da. Oricum, asta, linia asta, dacă știu bine, s-a desființat în 2008 sau 2010, nu sunt sigur. O să scriu în comentarii acolo jos. După ce mă uit, că iar nu m-am uitat, că m-am grăbit. Și eu am mai fost, chiar am circulat pe linia asta, dacă mi-am amintesc bine, în 2007. Știu, o mers foarte, foarte rău. Apropo, acolo trece linia tramvaiul. Ce se văd liniile? Și aici am mers pe partea asta în bele fire. Deci ce am vrut să zic? Pe, apropo. Altă linie. Mă rog, stație, scuze. Opregou. Deci aici au mers, liniile mai există, deci am mai circulat aici și hai să mă arăt și eu pe mine. Deci am mai circulat aici, 2007 chiar am o hartă în care există linia 3, vă dați seama. Și chiar e interesant, mai mi-amintesc cum mers tramvaiul, am mers și până în Noidorf sau ce e acolo. Până peste pod, pe pasajul feroviar și nu. Dar oricum aici o să avem o problemă, cum știu și de data trecută. Ia. Problema noastră e că trebuie să trec. Bine, ies aici. Bine, fire nu mai ies. Dar mi-am amintesc cum a fost. Da, aici a trecut și văd unde mai pot să trec. Revin. No. Stația Păcii. Linia 3 de autobuz, nu de tramvai, îți dai seama. Și trecem cu grabă, bine, nu vine nimic. Să mai încolo.
Că aici a fost stație. Asta, acum s-a oprit și a avut buzele acolo. Acolo am fost undeva în depărtare, unde sunt mașinile alea. Și vine liniile astea aici. Liniile mai stau. Săraci de ei, cum stau și nu stau. Și data trecută aici a venit un tren. Cred că acum nu vine nimic, dar să mă uit totuși. Aici e roșu. Ce nimic oricum. Aici vin acolo înspre Timișoara Nord și spre Deta, Reșița, Berzovia, de acolo. A, și acolo e podul. În față. Aia, aici am ies tramvaiul pe lângă case. Vă dați seama cum o făcea, țaca, 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 țaca. Încet și tare. Dar acum văd că, uite acolo, acolo așa și linia aici merge așa. Rău de tot. Și acolo merge în față. Față unde e autobuzul ăla. Și o dată spre stânga, cum și strada. Da, haideți că revin. No. Am ajuns aici, face viraj la stânga, când o iau spre stânga. Strada de Ardealului, colț cu strada Constantin Silvestri, cred că, da. Canton, ceva haltă de tren aici. Și aici au venit tramvaiul, nu mai e nicio semn, numai că stâlpii aici, linda aici și că este loc aici, atât se vede. Mare lucru, nu. Linii nu se mai văd. Apropo, Canton CFR, asta e stația de autobuz acum. Da, mai avem. Așa că merem. Nu cred că vine tren. Ca să avem noroc ca să mai filmăm și un tren. Da, asta e. Merg mai departe. Acolo, în față, am mers așa. Așa că revin. În serios, niciun semn. Trecem drumul. Cam atât. Aici, pe lângă noi, am mers. Opa. Haide, capul meu. Na. Parcate aici mașinile. Aici am mers. Să facem puțină istorie. Păciu, m-am citit în 16 noiembrie 2009 a circulat ultima dată linia 3 de tramvai și din cauza unor lucrări de canalizare, așa am înțeles, în fața liceului ce-o fi o dat de auto, abar n-am, cred că s-a desfințat și a început să suplinească cu autobuze. După cum puteți vedea, ce nu mai e nimica, numai terasamentul. Terasamentul unde parchează mașinile. Da, e o duminică figuroasă, minus 2 grade, cum am văzut. Na, și s-au scos liniile. Acolo s-au panicat, cum am văzut pe formuri. Curios, a crezut oamenii că se va reabilita. Și nu s-au reabilitat, s-au desfințat. Tipic românesc. Și 10.000 de oameni au rămas fără un transport sigur. Da. Ce să zic despre asta? Mare lucru, n-am ce să zic. Trăim în România. Deci, pot să confirm, liceul auto. Nu prea am vrut să filmez. No, aici am mers. Nu prea am vrut să filmez că eram paznic acolo și n-am vrut să deranjez. Bun, deci, n-am vrut să deranjez. Nu prea am filmat mare lucru. Apropo, să nu uităm, ia, liniile de tramvai. Aici se întorc în două. Da, a, și autobuzul. Deci, acolo în față, dacă vedeți bine, așa, așa, cred că m-a dat bine. Și merg mai departe. Oricum, de aici încolo, numai o linie. Și atât. Vede, unele locuri mai există linia și în alte locuri nu, oricum. Stâlpii sunt aici. Clar că nu mai folosite pentru scopul pentru care au fost inițiale, dar rest se folosește pentru, cred că internet, telefon, ce o mai fi asta, de curent. Habar n-am, da.
Nu mai aminte sincer foarte mult, dar gândesc că aici a fost numai o linie. Se vede și acolo că au intrat numai una, aici se vede numai una, nu este un pic de loc, dar nu mare, deci atât. Apropo, cum se dă asta? Semne de linie. Aici, da. Strada Ion Slavici, colț cu strada Podgoriei. Cred că se vede aici. Da. Și asta cred că îi... Da, e stația Podgoriei, confirm. Express 7, autobuz 3. Confirmat. Și vizual. Da, mergem în continuare, liniile sunt aici. Să vedeți situația. Și eu. Da, da, un loc interesant. Aici era ceva, făcea țaca-țaca. Da, și merg mai departe. Se mai văd liniile. Oricum, raportez acum că o să merg până la bucla de dinainte de pasaj, care nu cred că e departe. Așa că de data trecută n-am fost până aici. Mă rog, data trecută care nu-i pus pe YouTube pentru că e în maghiară. Am mai zis. Și am mers până în Podgoriei, cred că știu bine. Ok, un alt loc interesant. Se vede aici, acum am mers o linie și am mers a doua. A fost stația veche de tramvai. Cu siguranță. Aici puteau să se întâlnească.